Ia zi, Alexandre. Foaie verde, solzi de pește, un părinte poate crește 7-8 copii sau 10. Dar 10 copii cu minte nu poate ține un părinte, nu poate ține un părinte. Unul pe altul se lasă și de părinți nu le pasă. Unul pe altul se lasă și de părinți nu le pasă. Am crescut băieți și fete și mor în casă de sete, și mor în casă de sete. I-am legănat cu piciorul, cu o mână întorceam fuiorul, cu o mână întorceam fuiorul. I-am crescut, i-am legănat, de lângă mine au plecat. Este un an și mai bine de când nu vin pe la mine. I-am crescut, i-am legănat, de lângă mine au plecat. Este un an și mai bine de când nu vin pe la mine. Bună seara! Mulțumesc junilor Sibiului! Foarte frumoși sunteți! Foarte frumoși! Aplauze pentru juni! Dragul meu, ce bine arătați așa în costumul de gală! Mulțumesc frumos și dumneavoastră! Emoții? Nu! Ai deschis finala? Hai să vedem ce spune juriul. Elize Stan, vă rog! Alexandru, dragule, tu ești un băiat carismatic. Muzica lăutărească, însă, ca să ajungă la sufletul ascultătorilor, ea trebuie să transmită. Se vede că este prima dată când cânți, pentru că știu sigur că tu poți și mai mult. Nu pot să spun că nu ai cântat bine, dar mi s-a părut că nu ai reușit să emoționezi. Succes în continuare! Mulțumesc frumos! Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog! Totdeauna e foarte greu să ne legăm de stilistica aceasta lăutărească. Aici trebuie să avem melisme, trebuie să ai voce în falset, cum se spune. Sunt niște lucruri specifice pentru muzica aceasta. Tu n-ai cum să le rezolvi. Eu nu te pot judeca acum la vârsta ta, ai venit din folclor, din Teleorman și să ai dintr-o dată din lac în puț, cum se spune. Hai să cânt ce-o cânta Gabi Lung. Dar tu ți-ai făcut datoria și ai venit și ai cântat melodia. Cum ai auzit-o tu? Api trăirile, le leși pe seama altora. Bine, Doamne ajută! Mulțumim, mulțumim! Hai că domnule și-a început bine finala în seara asta. Așa. Niculina, te rog. Mie îmi place carisma ta. Extraordinar. Modul în care apari, cum zâmbești, cum îți merg ochișorii în stânga și în dreapta și încerci să acaparezi tot. N-a existat pe tot parcursul cântecului să nu ne fixezi pe fiecare dintre noi în parte. Asta înseamnă să te poți detașa de ceea ce faci și să observi ce este în jur. Este o calitate extraordinară pentru un interpret. Felicitări! Mulțumim! Cornelia, te rog. Mie mi-ești tare drag. Tu ești făcut pentru scenă. Ai tot ce trebuie pentru scenă. Iar vis-a-vis de acest moment, eu am simțit că tu n-ai putut să te rupi de Teleorman. Dar tu poți să fii mândru de cum te-ai prezentat în seara asta. Mi-ai plăcut mult de tot. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Bogdan, te rog!
Da, eu am mai spus și în edițiile precedente, pe lângă faptul că îmi place această probă foarte tare, că are tendința de a deveni proba Gabi Luncă. Vă îndreptați către repertoriul Gabrielei Luncă, pentru că ea a pornit ca o imitatoare a Mariei Lătărețu, a adaptat unele elemente din cântecul popular în cântecul lăutăresc. Ea n-a cântat lăutărie de aia întreagă, 100%, decât spre finalul vieții. Aici încă cânta, în 1967 a imprimat acest cântec, cu Taraful fraților Gore. Încă nu era măritată cu Ion Onoriu, marele acordeonist de la Fântânele. Una peste alta, te felicit, Alexandru, pentru felul în care te-ai prezentat în acest moment. Vă mulțumesc frumos! Ești bine? Îți place pe scena asta la noi? Foarte mult. Atât de mult încât ai fi în stare să conduci o doamnă afară din scenă? Ia să te văd dacă știi. Da? Cum? Ia. Așa, te rog. Dai să mă iei și pe mine așa de mânuță, să mă duce și la locul meu. Da, mulțumesc, mulțumesc. Ești adorabil, ești ca un prințișor. Vă mulțumesc frumos. Ce așa apariție, că... nenică. Cum ai și mă cu gagicile la cot, frate? Ziceai că e chiar, zi-mă, Frank Sinatra, nenică. M-aș da să cânte. Îți trebuia trabucul și whisky-ul în mână. Bravo, super.